Bă, băieți, nu ne ajungea pandemia și mizeria de piesa Vulpiței? Trebuia să scoată și Viorel piesă? Serios? Deja s-a promovat destul de mult prostia coșului și se promovează în continuare. Și se pare că s-a ajuns să scoată și ăsta piesă. Da, hai să vedem ce piesă a scos și ăsta. De fapt, ce mizerie de piesă. Nu e naschem. Să mor tu. Jos vulpița sus Maria. Bă, dă-o, dracu. Păi și la ce par mai pus-o pe aia lângă tine, mă, pe Vulpița, dacă tu spui jos vulpița. Hai că deja piesa asta chiar devine o mizerie. Băi, eu nu neg. Da, poftim. Jos vulpița și ai acolo lângă el, știi, dansând și... Bă, chiar o mizerie de piesă. Bă, dar ăsta are permis măcar sau? Adevărul e că e și unul, bă, știi, mare maciu, ce pot să zic. Na, bine, ăsta arată jos vulpița și aia în sus, știi? Ai că da. Na, schimb. Bă, da, nici că s-ar potrivi, mă, ăștia doi. Când ăla zice jos vulpița, ăsta arată în jos și aia arată în sus. În loc să arate măcar amândoi. Când zice la jos vulpița, arată și aia în jos. Dar eu unul a spune jos Viorel și vulpița și aș băga altceva. Da. Bun, deci cam asta ar fi piesa. Bă, n-am cuvinte. Nu știu, mi se pare deja o mizerie totală. Exact ca și piesa Vulpiței. Oricum, vă dați seama că piesele astea sunt făcute că în spatele lor sunt bani grei. Deci și Maria asta și Axinte, care a făcut piesă cu Vulpița, au luat bani grei pe urma lor. Că vă spun eu că nu fac ei de drag.
piese cu ăștia doi care au de lucrat, frate, la vocea lor, că nu sunt ăștia artiști. Da, asta e. Dacă România promovează prostia în halul ăsta, ce să facem? Da, pe bă, băieți, cam asta fă reacție, nu știu, n-ai ce spune. Eu unul chiar n-am cuvinte, v-am spus și mă repet, mi se pare o mizerie totală. Și piesa Loviore și piesa Vulpiței. Deci, în rest, ce pot să vă zic? Cam asta a fost clipul de astăzi, cu voi a fost Edi Fiomandus. Ceau!